Salutare și bine v-am regăsit la un nou video de aici de pe malul Iazului. Poate vă așteptați să mai pescuiesc pe aici și să mai vedeți și am prin baltă. N-am reușit să mai curăț și bazinul ăsta de-al doilea. O crescut apa, încă a fost lăsată să curgă, că am zis că poate am timp și o să pescuiesc acolo și să dau în bazinul ăsta de aici dreptunghiular, dar n-am avut timp. O rămasă astea întinsă toate pe aici, dar ce credeți, de ce am venit? Am venit să iau pătrunjel. Am venit să iau pătrunjel de aici, pentru că rezervii de pești am prin congelator. Și după cum am promis eu când am luat novacul ăla mare de la lacul de argint, cei care ați urmărit videoclipul și știți, au avut vreo 17 kg, în jur de 17 kg, plus minus. Ei, și a rămas capul. Capul care l-am pus la congelator, l-am cântărit atunci și am zis în comentarii cine își dă cu părerea și cam cine ghicește. Au fost câteva persoane care chiar au ghicit la 100 de grame. O să-l cântărim și acum, pentru că l-am scos și astăzi o să facem un borș de pește, ca la Mihăiță. Nu ciorbă de pește, ci borș ca la Mihăiță. Da, un borș cu borș acrit. Și cu ce mai pun el acolo, stați aproape ca să vedeți de ce e vorba. Eu o să vă mai pun în descriere. O să mai pun și niște filmulețe cum a fost capturat, cum a fost sacrificat, porționat, ca să vă aduceți aminte, sau cei care nu au vizionat și nu știu, să vadă cam de unde este, cât a fost de mare și cum l-am adus în stadiu în care se află acum. Deci pătrunjelul și... Dă-l mai încolo, că nu-ți vezi moaca ta. Întreg îl pun, să-i mai pun un pic de apă, o mână de sare, o umplu și-a unul, ia, aproape 4 kg. Ia să mai aduc niște apă și un pic de sare. Și dacă tot avem lămâie aici în curte, ia să-i pun eu și 2-3 frunze de lămâie acolo la fiert, să-i dea o aromă plăcută, nu mult. De acum așteptăm să fiarbă imediat, cum o dată în cloc, o tânță și 15 minute, novacul nostru uriaș. El a avut 17 kg, dar, cum v-am spus, o să vă pun filmulețe ca să vedeți exact istoria căpățânii astea din novac. N-ai plâns un pic la ceapă? Nu mai vorbesc deloc eu, gata. M-am supărat, așa, vorbesc prea mult, nu mai vorbesc, văd. Într-un videoclip n-am să vorbesc nimica. Așa. Asta m-a să scriu. Oni one. Cum se cheamă la usturoi? Am să scriu numai denumirea acolo, tradus și atât. Gata, mai vorbesc și gata. Și tot asta mai vorbesc. Asta e pătrunjelul. Ia. Nu, asta e păstârnacul. Ia să pun pătrunjel. Curăț frumos, curățim acum zarzavatul, ca să putem să-l avem pregătit, că acolo lucrează. La chirostie se lucrează, ia. La chirostie aici se lucrează. Olea, acum stăm cu acolo. Acolo, cât voi pun? Da,
Ai, Doamne! Miraiță, asta-i, asta-i pește. Ia uitați aici, așa. Asta-i pește, tata, ia. Ia uitați, ia. Ia. Uite așa, ia. Uite ăsta pește aici, așa, ia. Ia, din toate pozițiile, poftiți, ia. Ia, ia fidiață-l așa. Ia, uite aici, așa, ia. Ia să vedem acum. Ia să-l punem aici pe cântar, ia dat acolo că se vadă că e zero. Da, acolo că e zero, ia. Se vede că e zero? Așa, ia, ia să-l văd eu cum îl așez ăsta aici. Ia, pisica, cred că vrea să iei și iei ceva. Uite, s-au scurs acum, are 16.800. 17.000. 17.000 avea acolo. Deci, pește de 7 ani la 17.000. Asta este. O mai mâncat pe aici vespele și o mai mâncat. A, uitați aici și așa pește. Uite, uite. Nu cum să-l înălțăm, să-l înălțăm. Eu da să te grăbăș. Nu poți să-l țin așa, ia. Ia uite-le. Ai, Doamne. Ia uite-l aici. Ia uite-l aici așa. Ia, uite, uite, intră mâna. Uite, pomnul meu aici, un pomn în gut. Ai grijă să nu te lovești. Ia uite-l. Da, ăsta-i peștele. Uite, poftim. Ei, să vedem ce o să facem din el. Deci e cel mai mare pește. Sunt curios mâine, că o să mă duc iarăși, să vedem, poate găsăm și crap mare, să vedem ce mai este în iazul ăla, acolo, la lacul de argint. Da, ia să-l, să-i dau solz în jos și să vedem cum procedăm cu el. Hai, hai, de mine, sunt de mine, mă duc cu tăcu el jos. Aleu! Mare, mă, ieși, mă.
trecem la sacrificare. Îmi pregătesc aici instrumentul, cuțitul, o să-l tranșez, o să fac părți componente și o să vă arăt la sfârșit, pentru că n-are niciun rost să vă arăt cum îl tranșez. Da, o să vedeți părți de componente. Hai să trecem la treabă. Am scos aici, ia uitați aici ca ce are. Și mai are aici, ia, și s-astea. Și s-astea aici, domnule. Ce s-a astea aici? A? Domnule, icrie. Cam câte milioane de pești trebuia să iasă de aici din icrile astea? Ia să vedem aici curiozitate cu tot cu grăsimea asta aici. Cred că, eu știu, un kil jumate, 2 kg. Asta e vezica, not, vezica. Ia să scoat și grăsimea asta. Untura asta să o pun aici. De acum urmează să... Au și aici și icrea. Iau și icrea aici. Așa. Urmează de acum înainte să îi scot de aici toată, uite, toată negreața asta. Să dau cuțitul pe el. Să curăț bine. Uite așa trebuie să curăț. Trebuie să rămână alb frumos. Și stați aproape să vedeți ce o să pregătim noi din namila asta de pești niciodată. Deci de când eu n-am avut în fața ochilor și în brațe un asemenea pește. Atât de mare. Da, am avut somnul ăla de 10 kg, bine, am mai prins eu, am mai fost la iazul ăla și am ajutat acolo la pescuit și am mai avut pești în brață. 14-15 kg, dar nu așa de mare, de 17 kg. Vedem noi aici, dacă reușim să scoatem de aici. Uite așa, să dăm în două, frumos. Ia să văd eu. Mamă, și carne roșă are. Parcă zici că e de porc, nu e de pește. Uite așa. Facem un fileu aici. Două fileu facem din prima aia. Mergem aici pe coloana vertebrală. Am ajuns aici la coastele astea. Ia uite așa, ia uite domnule aici fileu, ia uite fileu aici, uite aici. Oai, doamne, doamne, uite, este rămas iarba pe bot. Da, să vedem ce facem din el, să facem niște batog, să facem niște novac fume. Dar ce, numai somonul să fie fume, facem și niște novac dintre asta fume, că se poate, eu zic. Încercăm. A să facem mai multe rețete, pentru că marfă este, o și aici și aia. A, uite cât e aici. Prea puțin au avut intestin, nu știu dacă au avut 300-400 de grame. Sunt curios să cântăresc și icrile alea din cătăi. Din căpățâna asta cred că o să facem un boș, nou și acolo, domne. Dar e enormă, lasă, o să cântărim din proiectare, dar cred că are în jur de 3 sau 4 kg. Ia sunt și au unde 5 kg, 6 kg, 10 kg de boș. Da. Ia să vedem o leacă, o și aici. O și aici, o ce carne are pe ele. Da. Ia să văd cum îl porționez. O să ia un ceau unde e borș de pește, un borș, dar cu borș, nu ciorbă pescărească, oțet cu oțet. Deci să fie clar, un borș pescăresc așa, un borș de pește. Ia ce vreau eu să fac aici. Ia. Să scot eu fileurile astea. Uite așa, ia pe aici, pe lângă coaste. Uite pe nervura asta aici. Uite așa frumos ea. Uite cam ce avem aici. Ce avem aici în secțiune. Ia să vedem. Ia. Au ce avem aici. Hai, doamne. Așa, ia să-l așangăți. Ia să văd eu. Mamă, dar și piele tare are. Ta. Câți ani ai ai, tată? Nu merge, ia atent, doamne. Și mie mi-era frică că să-l surup ea. Ia uite aici așa. Ia să punem aici în copacul cu surprizi. Ia să văd dacă mai suportă creanga asta. Mai suportă. Așa. Ia să mai vedem și mai scoatem de aici. Doamne. Astea care sunt cu coastele astea, cred că o să...
nu știu, facem niște porții așa, doamna, ce spuneți? Niște porții așa, să facem aici niște coaste, niște, da, niște da, coaste. A? Ia să-i dăm, da, să mă duc pe coastă, că nu pot altfel. Astea-s cotlete de pește, da. Nu știu, n-ați mâncat așa ceva niciodată. Deci astea-s cotlete de pește. Trebuie să le fac mai subțări, că sunt groase, nu se prăjesc. Ia să-i dăm aici, aici avem o aripioară. Asta e foarte bună. Ia să facem noi cotlete. Cotlete de novac. Uite așa, le așezăm frumos. Ia să punem acolo pe masă. Cotlete de novac. A, uite aici, cotlete. Hei, doamne, ia uite aici așa ea. Hei, stai, e tinul cu surprizia. Ia uite aici așa ea. Ia să o oală de porci, ia să te duc coloana asta vertebra. Uite aici așa ea. Tot, e zdrealit. Ia să mai scoatem un fileu pe partea asta de aici. Ia să vedem. Uite așa. Uite așa. Și imediat îl și pregătim. Îl punem cu ce trebuie. Ia uitați așa. Doamne. Ia uite-l cum se vede. O minunăție, domnule, o bunătate. Ia să-l agățăm. Opa. Ha? Mai suportă? Op, să mai las o lecuță că... A, uite ce frumos se vede. Hai să mai facem și niște, niște cotleti. Unii cu asta. Artă și meserie, domnule. Avem aici cotletele de novac. Așa, acolo avem fileurile, avem căpățâna, avem spinarea. Cam atât ai dintr-un pește, de 17 kg. Da, este marfă, plus icrile. Să cântărim de curiozitate, să vedem cam cât este. Astea o să meargă la fripturică, la grătăraș, la ce o să mai vedem noi ce facem, snacks-uri. Snacks-uri de novac se pot face. Dar stați aproape să vedeți cum se pot face snacks-urile. Da. Un borș o să facem din căpățână, o să vedem noi de acolo din fileuri. Hai să facem fileurile, deci, ca să terminăm. Am cântărit căpățână, cât credeți că are. Ia să vedem noi, să spuneți. Să spuneți în comentarii cât are căpățâna și eu o să vă zic după aceea. Da, am cântărit-o, o să o las întreagă, nici nu știu ce să fac, e mare, e mare tare. Sau să o tai în două, dar oricum vreau să fac un ceaun de borș. Când o să scot cartofii, cred că o să fac un ceaun de borș din căpățâna asta. Dar trebuie ceaun puternic. Dă-l mai încolo, că nu-ți vezi moaca ta. Cruzc, pocnesc în mână. Cred că eu m-ai crescut așa cu un apă, că te-am spălat. Asta nu mai apucă să mai înroșească. L-o luam Mihaiță din grădină fără vreme. E bun cum ai rămas, că s-o cam pârlit, că a fost brumă. Da. Așa. Facem aici, domnule, pentru toți vecinii, facem un șaun de borș. Așa, bun.
doamnă, te rog frumos, nu mă, știți ce, mă șerta măinitos, că ai grijă cum tai zarzavatul să faci cu buleță mici. Știți ceva, știți ceva? Imediat îi predau aici cuțetul și locul de muncă, îi pun, n-am că tunică de asta cu Masterchef, dar imediat acum să vedeți că îi dau cuțetul să taie, să taie, pentru că asta e migală și nu e pentru mine. Hai, doamnă, poftim, hai, treci toc. Ce treaba, merge? Știi ceva, nu mă mai supăra. Da, nu a vrut să tai, domnule. Nu a vrut, a zis că e borșul meu, să nu văd că să-mi vadă fiecare din borșul meu. Vreau să-ți din borșul tău. Da, hai poftim, spuneți acum, tot mi-ai zis slitoașii. Da, am zis că scăpă, e migală, știu, pot, dar nu am răbdare. Da, n-am și faci, trebuie să o fac, asta e treaba. Nu văd din borșul meu, gata. Fiecare zi din borșul meu. Da, uitați, uite așa mi-au făcut ea. Dar poate o pucuiesc până la urmă, iar mine... Hai, te rog frumos, doamnă! Hai, te rog frumos, fac orice altceva! Dacă spui, te rog frumos! Vă rog frumos, doamnă, din toată inima mea, din tot sufletul meu, haideți să-ți faceți nigăleala asta, așa că eu n-am răbdare! Da? Uite, se fofilează, se fofilează, uite, eu tu că tai în continuu, rămas o jumătate de ardea, găsești motiv tot timpul să asta, da, o să duci bărăzătoare. Păi dacă n-aduc răzătoarea, tu pe ce dădeai rădăcinoasele alea să uite, ia, ca să nu zică lumea că eu n-am fost harnigăz, uite, tot ardea, eu mai este jumătate și nu mă lăs să o fac speșie și la rădăcinoasă, dar dacă cumva se întâmplă și bagi mâna în răzătoare, tot eu trebuie să mă risc, dacă văd, azi termin ardea eu și nu mai vedem noi. Ia uitați, mai am o lecuță ca aici două șepi, le-am tocat și pe este. M-am rugat acum de doamna să o leacă să spumuiască aici. Hai, doamne, trebuie luat un pic spuma, că mai ies un pic de una de alta, de cealaltă. E pielița aia neagră de pe cap. Da? Aia să face... că deja s-a dus de aici toată pielița neagră. S-a dus, dacă a stat cu aici, a stat la soare, a stat la asta. Imediat e gata acuș, ca să putem să desfacem toată carnea de pe oasă. Zeama asta o să o folosim bază supă pentru borș. Supă bază. Ușor, ușor să nu să nu pleci de aici. N-am el asta. Mamă, dar și ei aici. Dita mai n-am el. Nu mai zic nică, nu mai comentez și gata. Așa de cusut, ianuța. Uite așa. Este ceva acolo? Este, doamne, este. Hai, miaiță, ai văd borș? Ia borș acolo, da. Ia zis de borșul tău, miaiță. Poate îți dai și 10 litri aici, în răzătoare. Ei! Am schimbat scola că nu. E? Diferențe? Da, aici îți fierbe acolo capul din ovac. Ia și fa aici așa zdrențe, vezi? Sărnat de țărnime, de leuștean de aici, de pătru urjan. Fiecare pune sigur doriți. Nu e o rețetă, ca să zicem că neapărat, vai de mine, ai pus 300 de grame de aia, 300 de grame de aia, nu, domne. E o rețetă făcută de noi, cine vrea o îmbunătățește, cine nu, o lasă așa și nu se uită la ea. Noi așa facem, nouă ne place. Dacă mai găsim ceva să mai îmbunătățim rețeta, cu mare drag o facem. Am terminat cu ardeii,
cu rădăcinoasele, cu ceapa și ia vedeți ce facem noi aici. Punem aici roșiile să le opărim un pic, ca să le dezbrăcăm. Să le dezbrăcăm de, să le dezbrăcăm de piele, pentru că dacă lăsăm așa și le tocăm, după aceea să știți că se cunosc pielițele cele. O să punem și suc de roșii negreșit, o să curățăm și niște cartofiori, că noi punem și cartofi, alții pun orez, dar fiecare după gust, am spus. Nu, eu nu copii alte rețete. Este rețeta mea și a lui Camelica și cu asta basta. Da. Ia să vedem noi, putem să le dezbrăcăm sau încă nu. Mai lăsăm o leacă. Lăsăm o leacă să se opărească bine. Să dau eu un pic deoparte de aici. Pune-le în lighean. Pune-i roșiile în lighean. Doamnă, eu fac cum vreau eu, nu cum vrei, Matali. Ca să ne fie clar. Aici la Mihaiță, în curte, dumneavoastră când o să fie... Ia să vedem noi. Ia uite, ia. Uite așa e. Oh, dar sferbinți, trebuie să mai lăs o lecuță, că... Ia să vedem noi. Dar poate eu reușesc să o juc cu aia, așa, să o dezbrac răpide. Eu sunt specialist la dezbrăcat. L-am îmbrăcat, nu prea sunt specialist eu. Ia să vedem. O, ce frumos să curăze. Ia. Numai că-s cam fierbinți de asta, mi-e și mai greuț așa. Dar în rest, perfect. Asta e aproape gata. Da, că văd că nu e fierbinte tare pentru că o radiat din interior. Uite, asta e gata. Una e gata, e să o scoți și pe aia. Ia să vedem. Da, ia deci asta perfect. Și frumos a ieșit. Și frumos am dezbrăcat-o. Ia, păi de, știu cum o să toc, dar trebuie să... Dar nimic, eu oricum să fierbe, să face pastă acolo în, în ciorbiță, în ciorbiță, în borșuleț. Care văd că sunt mai mari, le mai... A, uitați aici cum fierbe. Fierbe. Ia acum e aproape gata. Cred că se depoată acolo. N-am probat, dar sigur se desprinde de pioase. Ia să vedem. Uhuhu, iau și aici. Ia uite, se face zobia. Da. Acum o să oprim. O să scoatem de aici capul, să lăsăm să se răcească, să putem să dezosăm. Iar zeama asta o să o strecurăm, că după aia o să punem toate legumele la fiert în ea. O strecurăm ca să nu rămână oase cumva. Mihaiță, poate scăpă căpățâna asta jos. Ai, Doamne! Ia uite zealul, măi, și în aranfasă-i, mă! Da? Ia uitați, doamna, aici și aia. Până la urmă, spune, ai tocat-o ceva din asta? Felicitări! Uite, vedeți, am rugat-o frumos, și am rugat-o și tot nu a vrut să mă ajute. Nu a vrut să mă ajute, uite asta. Mihaiță, vezi-ți de boșul tău, Mihaiță. A, mi-am luat armasar, mi-am luat cai, mi-am luat treburi. E, uite, vezi, piperul și astea altele au rămas. Ia să vedem. A, uite așa. E, acum aia e supa, baza supă pentru, pentru borșul nostru. O să o spălăm aici cea 1 și o să o punem înapoi.
Am tăiat-o și o roșie. Doamne, dar și cum arată, parcă zici că-i pepene. Și punem legumele la fier. Începem întâi, doamne, cu rădăcinoasele. Am pus. Punem și ceapa. Ia să ne molim grupe aici. Așa, punem și ardeie. Și pentru restul mai așteptăm. Doamne, și m-a ajutat. Da, păi ce să fac? Măcar cu verdețurile astea, cu pătrunjelul. Păi de-astea că... Dacă nu mă să știți că mă duc la spălătoria generală de la baia comunală. Am mâncat de aici în roșie asta, doamne, dar și gustoasă și bună, îi parcă zici că-i pepeni. A, aici stă și să răcești. Roșiile o să le punem un pic mai târziu. Acuși începe să plăcutească și aici. Și leuștean. Ai țelin. Leuștean nu l-ai făcut? A, l-ai pus aici? Sau unde? L-am pierdut? Aici. E acolo? E dedesubt. Am înțeles. Aia, și vă dați seama așa după mâini că nu s-a mieli, nu s-a lumii aici. Până la urmă am păcălit-o, Măcar verdeața asta s-o toace mărunt. Deja miroasa leuștean. Miroase deja boș de pește, cu toate când ai pus boșul încă. Da. Deja miroasa borș. Miroasa borș de pește. Ia uitați-o lecuță că aici cam ce se întâmplă aici cu toate rădăcinoasele, cu toate zarzavaturile astea. Aici a fi masa de lucru, se lucrează. O să păstrăm un pic de pătrunjel pentru chiar la urmă, să rămână așa crudan. Dar o să punem și acum la fier să îi dea o aromă plăcută. Așa, cam pentru 10 porții, doamnă. Că suntem noi 2 ori 5, să fac 10, nu? Hei, m-au bulversat ăștia cu Ionul, m-au sunat că să fac alt contract, că e 4 lei și 75 kW, că nu știu ce abonament, dar m-au învârtit, m-au susit, i-am zis, doamnă, știi ceva, lasați-mă, doamnă, așa în pași. Când a venit prima factură și m-a strânge de undeva, curaua, da, păi la 300 de kW, dacă-i consum, ori 4 lei 75, păi deja nevastă trebuie să mai muncim și noaptea, și 2 nopți ca să ne ajungă banii pentru, numai pentru factura de curent. Da. Să vom vedea ce mai fi, dar treburi din ursul. Da. Auzi, domnule, 4,75 kW. Nu mai știu să mai tai nici barabule, nici cartofi, nici că o și fac aici. Ia, o și cartofi fac eu. Zarzavatul e fiert. M-a ținut asta la telefonul groasă. Zarzavatul e aproape fiert. Ia să vedem noi și mai punem noi acum aici. Ia să punem noi cubulețele de barabule. Ca să poată să fiarbă și astea. Ho, uite, mi-o abori și telefon și tot. Punem și roșiile. Punem și verdeața toată. În afară de cei care trebuie pus în castron. Mamă, dar și aromă i-o dat leuștianul și cu pătrunjelul ăsta aici și cu țelină. Doamne! Nebunie, nebunie picerul gurii, ce să mai discutăm, ce să mai vorbim.
Să lăsăm să fiarbă acum cartofii și cu zarzavatul. Și ia uitați ce mai am eu aici, castronelul ăsta, niște icre de caras, să le tuflesc de aici, să fie ca orezul, în borș. L-ați decapitat, l-ați dezosat, doamnă? Am cam scos ce-a fost carne. Ai cam scos, dar uite aici așa unii cea mai multă și macra. Ceafa, ceafa, acolo și ceafa? Asta e ceafa, ceafa din Novac. Ceafa din Novac, doamnă. Ia uite acolo ea. Dar mie îmi place și pielea și ia uite acolo ea. Vreau să n-aibă oasă acolo. Ia uite, cum? Și că ai dat, ai luat toată carnea. Acolo e cea mai bună, ceafa. Aia e și scumpă aici tare. Aici este un os. Da. Ai, 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 și e aici. Și aici, să punem noi și usturoiul ăsta tocat, mărunt. Numai la Mihai, vedeți așa și era. Așa, și imediat să aduc și niște suc, de roșii. Făcut aici, la noi, în casă. Îi dăm un pic de culoare. Așa, ia să potrivim o lecuță ca aici cu lingura toate ingredientele astea. Mai așteptăm după aceea să punem borșul și pe urmă pește, dar o să trebuiască să adăugăm aici apă, pentru că e cam gros. Iau și aici. Uite, și icle pe aici. Au și aici. O nebunie, domnule. Și să-i punem aici noi și... Oamă, mamă, să faci și cea unui sta plin ea. Dau și aici. Și cărnițul ăștia de aici din peșticul ăsta. În căpățâna asta. Trebuie să mai punem apă. A, începe să arăte. De acum doar potrivim de... Deci borșul o să mai trebuiască. Cartoful e aproape fiert. O să trebuia să punem borșul. Și în rest, poftă bună și multă dragoste. Ia să-i turnăm și noi borșul ăsta de putină, un litru jumătate aici, și apoi vedem după aia. Vedem după aia, mai potrivim de gust, de sare, de piper. Ia să-i pun acum așa un pic de piper. Ia să-i dăm noi. Dă-l ia vântul, că a început vântul, l-ați văzut că mi-am făcut aici apărătoare. Uite așa ia. Ia să-i pietrăm și muleacă pe aici, să vedem noi care-i treaba. Oi, doamne, și aici. Nebunie, doamne. Dar deci, cum miroasă, nu vă puteți imagina. Oi, doamne, și aici. Trebuie să-mi pun în lingurița asta. Ia lingura mai mică. Ia să pun în lingura asta mai mică, că nu scoate așa. Ia, nici nu pot cu stânga, ia. Cât îți dicâș, ia. Nu pot să duc la... Eu nu pot să duc cu stânga, nu pot să mănânc. Dacă cumva mi leagă dreapta, nu mai pot să mănânc. Mai trebuie borș? Nu. Trebuie numai să dea un clocos și gata. Negruța, ai papat? Uite-l pe portocală, ia. Ia. Linge tot capul ăla. Portocală. Pss, pss. Borșul nostru. Ia să vedem. Borșul nostru e gata, l-am oprit. Așa, dar și mai important, știți ce? Mi-am deschis sală de sport aici. Ia uitați-o alea cu țăcă. Ia uitați aici la mine se joacă tenis de masă. Ia. Ia, ia uitați acolo cum se joacă tenis de masă. Ia. Ia uitați, ia. Ia, ia. Mai mult badminton. Da. Învață, băieță. Doamnă,
Du-te și pune frumos colul la masă, pune tacâmuri și hai să băgăm băieții ăștia să le dăm câte o porție hai de borș. Hai să pregătesc să le... Hai, du-și-le ca să le dăm câte o porție de borș de aici, așa, de pește, ca la Mihăiță și ca Mielica. Și niște suc de mere. De aici din grădina noastră. Merele. Și pasteurizat făcut de cineva care, na, a vrut eu atunci să filmez, dar am văzut că omul nu prea el așa încântat. Am zis că las că... Dar, în schimb, e extraordinar de bun, gustos, plăcut. Cum să servez copilașul ăștia, că poate e setic acolo, tot fughii după mici, doamne, și bucuroasă. Așa, hai să facem cealaltă. Deja să punem castronele. Porții și porțioane. Da. Hai, doamne, o bună tată ești. Ia să vedem ce o să zică copilașul, dacă îi place sau nu. Copii, hai să facem o pauză, hai să ne spălăm pe mâini și hai să mâncați. Hai să mâncați ceva. Vi foame? Da? Hai, duceți-vă acolo la robinet și vă spălați și la masă. Deja l-ai terminat? Da. Uite, să-l apuc cu șpiolul. Bogdan, mai vrei un polonit? Nu? Sau tu aștepți ca să... Tu aștepți să joci tenis, a? Mai poți? Care-i treaba? V-a plăcut? Da.
Da. Cum e? Foarte bun. Foarte bun. Așa? Așa. E super? Da. Bine, să vă fie de bine. Așa e acolo, jos. Budapest. Să vă fie de bine.